Un autoturism s-a ciocnit cu o autospecială de mentenanță a drumurilor în municipiul Iași, 8 muncitori fiind prinși sub mașină în urma impactului. 4 persoane au murit și alte 3 au fost transportate la spital în urma accidentului. Conform mesajul.ro, accidentul s-a produs în noaptea de joi spre vineri în municipiul Iași pe șoseaua Păcurari. O tânără care se afla la volanul unui Alfa Romeo a pierdut controlul volanului, a lovit o clădire și apoi muncitorii de la Citadin care efectuau lucrări la asfalt. În autoturismul Alfa Romeo se afla o femeie de meserie agent comercial și cel mai probabil mașina aparținând firmei la care aceasta lucra. Are 38 de ani și locuiește în Valea Lupului. Ea a fost transportată la spitalul de neurochirurgie, unde a fost testată cu aparatul etilotest, reieșind o alcoolemie de 0,42 de miligrame per litru alcool pur în aerul expirat, informează ziarul de Iași.ro. Cele 4 persoane decedate sunt muncitori și lucrau la Citadin. După accident, unul dintre muncitori striga: "Dați-mi o gură de apă pentru că am copii acasă și nu vreau să mor." Potrivit ISU Iași, în urma accidentului, mai multe persoane au fost prinse sub un autoturism, acolo fiind trimise 2 echipaje de descarcerare, echipajul de terapie intensivă mobilă, o autospecială pentru transport de victime multiple, un echipaj de prim ajutor calificat și 3 echipaje de la SAJ. Echipajele de intervenție au constatat că un autoturism a intrat în coliziune cu o autospecială de mentenanță a drumului și a surprins 8 muncitori care lucrau la reabilitarea drumului public. În urma evenimentului au rezultat 8 victime, dintre care 4 au fost transportate la spital, iar 4 au fost declarate decedate, au transmis reprezentanții ISU Iași. Polițiștii rutieri urmează să stabilească din ce cauze s-a produs accidentul, relatează mesajul.ro.